Lipsa vaccinului hexavalent la nivel național afectează un număr mare de copii care așteaptă să fie imunizați împotriva unor boli grave precum hepatita B, poliomielita și tusea convulsivă. Vaccinarea constituie o metodă eficientă de prevenire și combatere a unor boli transmisibile la copii. Odată declanșată criza, Ministerul Sănătății a inițiat un proiect de lege care prevede obligativitatea vaccinării la copii și asigurarea fără întârziere a vaccinurilor. Până la această dată, aproximativ jumătate din numărul copiilor cu vârsta de până la un an au fost imunizați cu vaccinul hexavalent. Medicii de familie și spitalele sunt în așteptarea vaccinului pentru a relua acțiunea de imunizare a copiilor. Anul trecut, acoperirea vaccinală în România se situa sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, fapt ce a determinat autoritățile să intervină în plan legislativ pentru reglementarea situației.